Handbal Club Zalău a coborât o poziție în clasamentul Ligii Naționale Feminine de Handbal după ce a pierdut jocul cu 25-23 disputat în deplasare pe terenul echipei HCM Râmnicu-Vâlcea. Cu o etapă înainte de finalul campionatului, elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici ocupă locul 9 în clasamentul Ligii Naționale cu 35 de puncte. Handbal Club Zalău a suferit sâmbătă a 12-a înfrângere din actuala ediție de campionat, scor 25-23, la pauză 13-10, pe terenul oltencelor de la HCM Râmnicu-Vâlcea. Cu moralul ridicat după victoria categorică obținută în urmă cu o săptămână, pe terenul echipei Universitatea Alexandrion Cluj, scor 27-35, elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici au plecat optimiste în zăvoi. Din păcate pentru sălăjence, startul partidei a aparținut echipei gazdă, care s-a desprins pe tabela de scor încă din primele minute. Elevele lui Gheorghe Tadici au egalat o singură dată scorul în minutul 8, când tabela indica 3-3. La faza imediat următoare, gazdele au marcat și au trecut din nou în avantaj, iar la pauză au intrat la cabine cu avantaj de 3 lungimi, scor 13-10. Repriza a doua a fost câștigată de elevele lui Gheorghe Tadici, scor 12-13. Însă cele 13 reușite ale zălăuancelor nu au fost suficiente pentru a recupera diferența și gruparea olteană a oprit toate cele 3 puncte puse în joc în zăvoi și a depășit în clasament gruparea de la Poalele Meseșului, care a coborât pe locul 9 în Liga Națională. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate: HCM Râmnicu-Vâlcea, HC Zalău, 25-23, ASC Corona 2010 Brașov, HC Dunărea Brăila, 21-22, CSM Unirea Slobozia, HCM Baia Mare, 23-27, CSM Ploiești, CSM Măgura Cisnădie, 34-29, SCM Craiova, HC Alba Sebeș, 29-25, HCM Roman, CS Rapid USL Metro București, 31-15. Ultima partidă a etapei cu numărul 25, penultima a campionatului dintre CSM București și Universitatea Alexandrion Cluj, se va disputa marți, 19 aprilie, de la ora 20:15 în sala polivalentă din capitală.